Bună dragilor și bine v-am găsit la un nou video! Astăzi vă luăm cu noi la un magazin de casă de decorațiuni, după cum vă ziceam acum 2-3 zile. Mergem să vedem în căutare de decorațiuni de toamnă, ce mai găsim pe acolo. Se numește Homesense, nu se găsește decât în orașe mari din UK, așa că noi mergem în Leeds, pe lângă Leeds pe acolo, sunt două în Leeds, să vedem la care mergem. Și să ne uităm să vedem ce decorațiuni găsim, dacă găsim și... Da, după aia venim acasă, vă arătăm ce am cumpărat și ne bucurăm de ziua de astăzi, care văd că este o zi însorită și frumoasă. Nu uitați să vă abonați, e gratis dacă sunteți aici noi pe canal și vă uitați pentru prima oară, m-ar ajuta foarte mult și vă mulțumesc. Haideți să vedem ce decorațiuni găsim, pupici! Haideți că am ajuns și la acest magazin, Homesense. Mi-amintește de TK Maxx puțin. Mami, ia uite, hai să te arăt ce frumoasă ești îmbrăcată astăzi, wow! Are multe cărnițe frumoase. Hai să vedem, hai. Ia uite ce frumos. Mama, ia uite aici. Ia uite, mami, pentru Halloween. Wow. See? Ia uite ce frumos te văd, mama. Hai să vadă, mami, ia. Ia uite ce simpatice sunt. Foarte frumoase. Ce ai găsit acolo? Cine este? Ia zi, cine este? Oh, nici eu nu știu. Ia uite ce frumos e, mama. Super, vezi? Să nu rupem ceva. Haide, stai încet. Vezi, ne pregătim și de toamnă și de Halloween. Ia uite ce frumos e cănița. Superbă. Haide, mânuța la mami. Hai să ne mai uităm. Ia uite. Ce frumos e, mama. Super. Înfricoșător. Uite, avem și lucruri de Crăciun deja. Ia să vedem. De Crăciun, da. Da, mami, da. Uite ce frumos e. Vai, ce frumos e, mama. Superb. E fox. Aia e fox, vezi? Da. Mama lui, nu știu, dar e fox. Uite și ăsta ce frumos e, cu dovlecei. Cu dovlecei, da, mami, vezi? Da, ăsta e mama lui. Foarte frumos e. Cred că. O să vedem mai departe. Ha. Da, da. Cred că. Ia uite ce frumos și aici avem pentru bucătărioară, tot felul de ustensile, cu figurine de Halloween. Da, mama. Ia să vedem ce găsim și aici frumos. Iarăși un colțișor. Ce drăguț e și asta. De pus așa pe ușă. Și niște cărticele frumoase aici, așa. Foarte frumos. Am lăsat-o pe Anastasia cu tatăl ei să mă uit mai bine pe aici, să vedem ce găsim. Ai, ce simpatic e și dovlecelul ăsta, vampir. Ia, uite, altul, drăguț, light up. Aha, deci asta trebuie să se aprindă cumva. Dacă dăm pe on. Aha. Oh, that's nice. E drăguț asta, așa se aprinde. Ce drăguță și casa, mașina de scris. Foarte faină și vrăjitoare. O grămadă de lucruri de Halloween mai degrabă. O să vedem că găsim și de toamnă, doar de toamnă specifice. Ce tare. Drăguț. Plac dovlecei ăștia, așa frumoși. Foarte drăguț, într-adevăr. Ia să vedem ce avem aici, prosopele. Tot felul de chestii. Și căni, sunt atâtea căni frumoase aici. Mi-aș alege și eu una. Asta îmi place, da, e imensă. Nu știu cât o vedeți voi în mână la mine, dar e foarte largă. E gen o cană în aer de supă. E superbă. Mai avem și așa. Iarăși foarte multe frumoase cănișoarele astea. Ia să vedem și aici. Super. Ce drăguțe sunt. Ia uite și asta. Albastră. Ce frumos. Albastră, un fel de verde închis. Nu e albastru, de fapt. Dar e drăguț motivul ăsta așa pe ea. 5 lire. Ce formă. Foarte drăguță formă. Și mai mari și mai mici, pe toate mărimile și formele. Și aici avem iarăși să ne speriem. Buhuhu, lumânărele.
Asta miroase foarte fain, a plăcintă de dovleac. Într-adevăr, miroase a plăcintă de dovleac. Which is... asta miroase, și asta miroase frumos ceva. Nu știu ce să vă zic, a, lămâie verde parcă, foarte faine. Și asta îmi place tare mult, cu pisica și cu câinele, ia uite, de la Sand and Paws. Foarte frumoasă. Aș vrea să văd cum miroase totuși. Mai puțin că trebuie să vă las jos să simt cum miroase. Și avem mai multe aici, pe mai multe arome. Ce drăguțe sunt de toamnă, ia uitați. Bună! Bună, ce faci? Haideți să ne mai uităm rapid pe aici, pentru că sunt foarte multe colțișoare cu păduși de Crăciun, tot felul de lucruri frumoase. Dar Anastasia nu are răbdare și trebuie să fugim când unul, când altul după ea, bineînțeles. Așa că mă uit rapid și pe aici. N-am mai fost niciodată la magazinul ăsta. Asta e ca un fel de depozit. Are și mobilă, văd că foarte multă. Și dovleceii noștri de toamnă, bineînțeles. Ia uitați ce drăguți sunt și ăștia. Trei așa. 9 lire. A, sunt lumânărele. Și astea sunt o lumânărele. Aici avem decorațiuni foarte drăguțe. E, un scaunel. Mă rog, scaunel. 13 lire, ca un scaunel, da? Foarte faine. Și aceste stropitori. Super, hai să ne mai îndreptăm. A, chiar îmi trebuia unul de ăsta mai larg, da? Cred că ăsta încă e mic. Trebuie mai larg aici, așa. Ce drăguțe sunt și ghivecile acestea, foarte faine. Așa de toamnă. Culoarea asta drăguță galbenă. Ia uite, drăguță. Ia uitați ce frumoasă e și asta. Superbă. Hai să ne mai plimbăm pe aici să vedem ce mai găsim așa rapid. De toamnă. Oh, ce drăguț e și asta. 150 de lire. Să stăm jos. Și canapea roz. Superbă. Vedeți că vă las că are muzică și aici. Și am să pun eu niște muzică pe fundal mai degrabă după aia. Mai sigur. Foarte frumoase aceste coșuri. Indonezia. Asta mare e 20 de lire. La mic iarăși are alt preț. Da, 17 lire. Foarte frumos. Candelabre. Superb. Thank you.
taking yourself to the hospital, and I feel okay, almost the same, but I know how. Haide, trezește-te! 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 Nu dăm papucii jos, nu? Cine ascultă? N-ascultă nimeni, bineînțeles. Deci ar asculta ea de mine. Ia uitați, astea-s vasele alea, care că, cum îi zicem? Din Tunisia, gen. Anastasia, unde ești, mama? Ești afară, ia uite. Picabu, mami, nu-i voie că le dăm jos, hai afară. Bye! Ia că eu plec, să știi. Ia uite unde s-a băgat, mă. Nu stă deloc, mă. Două secunde nu stă. Nu stă. Hai afară. Hai cu mami, hai vine aici. Haide. Uite ce frumoase mănuși avem aici de bucătărie. Și șorțurile astea sunt superbe. Tot ce vrei pentru casă găsești aici. Superbe. Ce de Crăciun, bineînțeles, deja. Avem șorțurile de Crăciun. Și cu elefanți. Uite, mami, pisica. Ia. Ia uite ce frumos e aici, mami. Ia uite, Anastasia. Thank you.
lights belong, it's hard to say. Your pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Round and round and round we go. The dance ain't over, I'm sure we're still the same. Love the ways you make us whole. Would you say if things ain't seama cum sensul ăla e în asociere cu TK Maxx, dar am ajuns la TK Maxx separat. Acum suntem doar la TK Maxx separat. Ne uităm pe aici puțin să vedem ce mai găsim și apoi vedem unde mai mergem, că sunt mai multe magazine una lângă alta. Să vedem ce mai găsim. Păhărele. Îmi plac fundurile astea de bucătărie sau cum le spuneți voi, tocătoarele, pardon. Foarte faine. Și veselă nouă, mișto, de toamnă. Ia uitați, asta chiar e foarte frumoasă. Drăguț, drăguț. Am văzut aici în spate ceva drăguț de toamnă. Ia uite ce fain e. Castronașele astea, toate sunt frumoase, dar asta, deosebit, asta e superb. Tava aceasta de servit. Să vedem și cât e. 10 lire. Aici un pic de gălăgie. Și asta e drăguță din lemn. Și vopsit așa, e 10 lire acum. Asta e iarăși la reducere, 3 lire. Drăguț, foarte multe lucruri drăguțe aici la TK Maxx. Și asta zice că e din Vietnam, din făcută din mână. Ia uite așa frumos, se văd acele pietricele sau ce-o fie, cum se cheamă. Foarte frumos, 13 lire. Drăguță tava, interesant. Interesant. În Portugalia, tot felul de modele drăguțe. Ia să vedem ce mai avem. Și ăsta iarăși e drăguț. Model frumos. Toate sunt drăguțe în felul lor. Ia uitați și la ardei aceștia. Simpatic, nu? Da. Drăguț. Și dăm la jucării. Mai avem și o căprioară aici. Foarte fain. Hai să vedem ce mai găsim în altă parte. Poate găsim ceva de toamnă, dar nu prea. Am găsit de iarnă, de Crăciun. Tăvile noastre, creuset. Ajungem la acestea frumoase. Ia uitați ce formă faină are și asta din Portugalia. Foarte drăguțe toate. Trebuie și o bucătărie mare să ai loc unde să le pui pe toate. Asta e problema problemelor. Ia uite ce drăguțe sunt borcănașele astea. 3 lire. Drăguț, drăguț. Iarăși avem aceste tăvi creuset. Avem pe acești doi faimoși din, de la televizor. El îmi se pare că e căsătorit cu o româncă sau ceva de genul. Făcea emisiuni și povestea despre asta. L-am prins mai de mult acum vreo 9 ani, cred că. Da. Și ia să vedem dacă găsim ceva de toamnă, nu? Aici sunt un fel de ornamente. Ce de toamnă? Că deja găsim de... Crăciun, ia uitați ce găsim aici. Pam, pam, a venit Crăciunul. V-am arătat tăvile astea și la HomeSense, da. Deci HomeSense e în asociere cu TK Maxx, din câte văd eu.
celebrele boluri de astea de Crăciun. Frumoase ghivece, floricele artificiale, de tot felul. Vedeți că unele se regăsește aici și le-am văzut și la HomeSense, de aia zic că sunt în asociere aceste două magazine. Ne trebuie să găsim aici și pumpkin, să găsim și lumânărelele, zic, haideți să vedem pe unde le găsim. Vorbesc repede și mult pentru că e muzică aici și să vorbesc peste ea altfel, o să ne blocheze YouTube-ul. Și am ajuns și la lumânărelele de toamnă, bineînțeles, astea care le-am văzut și dincolo. Ia uitați ce frumoase sunt! O să mă opresc acum, asta vine așa pe capac, să miros câteva, să văd ce frumoase sunt. Of, Doamne, miroase super! Super, aici sunt lumânărelele, dar e cam aglomerat, așa că o să vin pe partea cealaltă. Ia uitați la aceasta ce mare e! Cum miroase, super! Super, foarte fain! Hai să dăm o tură, să mai elibera puțin. Ați văzut și dincolo, sunt mii și mii pe culori, pe nuanțe, tot felul. Eu deja mi-am luat una de dincolo, asemănătoare cu asta, parcă, pe ciocolată, ciocolată și căpșuni. Foarte fain mirosul. Bună! Stai puțin, noi am întrerupt videoul pentru că urma să mergem la magazin, The Range, și la încă unul și era prea lung și am zis că vine continuarea în partea a doua, mâine sau poi mâine. Așa că sper că v-a plăcut incursiunea noastră în magazinele de decorațiuni astăzi. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi aici și să dați un like. Iar noi ne vedem mâine cu partea a doua, cu celelalte două magazine. Popici!